Salutare lume, eu sunt Damian și bine ați venit la un nou episod, fraților, din FIFA 16, Carieră cu Steaua. Astăzi o să jucăm Eternul Derby cu Dinamo București, FC Steaua București versus Dinamo București în acest episod. Locul, iată, locul 1 versus locul 3. Uitați unde punctele. Suntem locul 1 cu 38 de puncte, în timp ce CFR se află pe locul 2 cu 26 de puncte. Dinamo pe locul 3, 25 de puncte. Dinamo se află la 13 puncte de noi. La 13 puncte de noi se află Dinamo, CFR la 12 puncte de noi. E greu să mai facă un comeback Dinamo și să câștige titlul. Asta este echipa pentru meciul cu Dinamo. Niță, în apărare Toșca, Tamasu, Calabalașa, la mijloc Pintilibu, Oldrin și Stanciu, un atac Florin Tănase, Alibec și Gabi Anache. Nu mai jucăm cu Iacoliș, deoarece m-a dezamăgit în ultimele meciuri. Jucăm, uitați așa, joacă în negru, noi în kitul nostru acasă, deoarece jucăm pe Național Arena. Să înceapă meciul, Steaua Dinamo! Steaua Dinamo la această oră pe Național Arena! Stelistii vor victoria ca să facă un pas important pentru câștigarea campionatului și Dinamo. Și cei de la Dinamo vor și ei victoria pentru că vor să mai spere la campionat. Asta este etapa 15-a. Etapa 15-a mai sunt etape. Și vreau să mă împărță puntele. Mai sunt șansele de eliminare pentru bate astăzi. Boldrin, Denis Alibec, gol! Steaua! Gol! Denis Alibec! Ce început! Ce început are Steaua! Ce gol, Denis Alibec! Ce bine începe Steaua această partidă! Atacă și Dinamo, replica lui Dinamo, Patrick Petre, Niță, scoate incredibil. Prima ocazia lui Dinamo, Patrick Petre, Târcoveanu, șutează în blocaj. Este cornerul lui Dinamo, rămâne Dinamo în atac, centrarea lui Claudiu Bomba. Să vedem, centrează Claudiu Bomba la prima bară, Niță este foarte bine. Și Malangu pasă cu Popa, șutul lui Târcoveanu se duce pe lângă partea lui Florin. Malangu, centrarea lui Malangu! Patrick Petre, nu știu, Patrick Petre la minge, centrare, Niță! Este foarte bine! Și se dă pe la... Ce dracu? Se dă penalti pentru Dinamo, galben pentru Luca Sucala, minutul 30. Stai puțin. Să vedem dacă va reuși Claudiu Bumba să-l învingă pe Niță. Bară! Ratează Dinamo penalti! Niță are noroc! A stat pe mijloc Niță și are noroc! Bine bă băieți! Bine bă băieți! Scapă Steaua de acest penalti! Nu cred! Dinamo a ratat mult și în tur! Ratează acum penalti! Are o caz ghinionistă Dinamo cu Steaua! Nu știu de ce! Nicușor Stanciu, centrare bună, Florin Tărase le ia și e penalti! Penalti pentru Steaua, după ce a fost penalti a dinamoviștilor, e penalti și pentru Steaua, a executat Denis Alibec să facă dupla. What the fuck, ce meci nebun pe Național Arena! Să-l vedem pe Denis Alibec. Denis Alibec! Se vede că sunt praf la penaltiul din FIFA 16. Ratăm! Dinamo și Steaua ratează câte un penalt din acest meci nebun, rămâne 1-0 pentru Steaua. Un meci foarte nebun aici pe Național Arena. Centrare acolo cu Pintilii mai departe, Alibec s-a dus în față. Oh, ce greșeală în apărare! Și Stanciu ratează incredibil, apără pe Nedo. Stanciu. Nicușor Stanciu pentru Enache, Gabi Enache. Gabi Enache, Stanciu, gol, Steaua, gol, Nicușor Stanciu, Dinamo călcată în picioare de Steaua București, nu știu ce se întâmplă cu Dinamo, Bec, pentru Stanciu, gol, Steaua, 3-0 pentru Steaua București, Nicușor Stanciu face dubla, 3-0 ca
ce este atât de ușor? Dar e greu, Malangu! Și pe lângă partea lui Florin Niță. Dacă marca acum Malangu, puteam să mă spere și putea. Dar acum nu greșește Niță. Dan Nistor. Dan Nistor. Malangu, centrare! Patrick Petre, gol Dinamo! Gol Dinamo și încearcă revenirea Dinamo. 3-1 pentru Steaua în acest moment. Final de meci! Steaua câștigă și acest și se depărtează la 16 puncte de Dinamo. CFR câștigă. Rămâne la 12 puncte de Steaua CFR. Ok, acum vom avea meci cu Fenerbahce. Un meci foarte greu. Dacă batem, vom fi pe primul loc pentru că avem meciul direct cu Bayern. Deci dacă batem, sigur terminăm pe primul loc. Contra lor în tur. Sperăm că vom reuși să câștigăm iată pe scurt de la aici. Înceapă meciul. Steaua București, Fenerbahce. La această oră Steaua București, Arena Națională pregătită. Steaua vrea în UEFA Champions League, în optimile UEFA Champions League, primăvara europeană, Gigi Becali. Asta vrea. Să vedem, începe meciul, începe ce de la Fenerbahce. În posesie, Lens, pentru Souza. La intercepție, Denis Alibek. Denis Alibek încearcă șutul! Prinde Volcao. Asta e. Pentru Van Persie, Robin Van Persie, Robin Van Persie, Robin Van Persie, Niță, Spider-Man, 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 Florin Niță, mamă, ce paradă, cum a sărit la vincul să ducea. Bine, recuperează Florin Tărase, Florin Tărase, gol! Ce bine a venit acolo Tănase, era mingea și l-a prins pe bine, tribunele peste tot. 4 contra 4 pe acest contraatac. Ozan Tufan, nu va persi Niță, Niță, ce paradă, Niță e nebun. Niță e nebun, face meciul vieții. Robin Van Persie execută acest corner, o centrare bună, Tamaș, respinge tot la ei. Oh, nu, Alibek recuperează, nu! Perram, și acum încercăm contraatacul cu Denis Alibek. Trece aici Denis Alibek, pasează cu Raul Rusescu. Raul Rusescu are spațiu, scârte-l, se luptă Raul Rusescu foarte bine. Pintili, 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 centrare, Rusescu cu capul, scoate Volcan și... Oh, nu, ce ocazie a avut Steaua! Oh! Denis Alibek executa acest corner. Foarte bun, bine executat Alibek. Rusescu, forfeit! Prinde Volcan, Rusescu a intrat ok în joc. La început a dat două pase greșite la ei, dar după aia iată, a avut două ocazii cu capul. Forfeit aici, joacă, se luptă foarte bine Rusescu. Ok, Alibek, Rusescu pentru Enache! Volcan! Volcan, ce paradă! Ce paradă! Centrează cu Rusescu, centrare! Nu va mai centra Rusescu. Face încă o schimbare. Ce paradă acolo! Pasă aici cu șut. Sucala, Pintili, Enache, centrare, Achim, șut, Rusescu, gol! Steaua! Gol, Raul Rusescu! Iată, a intrat în minutul 45 și marchează foarte bine, a intrat în joc Raul Rusescu. E final de meci! Calificare de pe primul loc în UEFA Champions League! Primăvară europeană, UEFA Champions League, Steaua! Și Astra Giurgiu cred că nu se califică. Hai să ne uităm ce au făcut celelalte echipe românești. Hai să ne uităm ce au făcut în Europa League și ce a făcut Astra. UEFA Europa League. Ne uităm aici în Europa League. Aici nicio echipă română. Aici niciuna. E CFR a terminat pe 4 din păcate. Niciuna, 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 niciuna. Panduria a terminat așa pe 4. Da, deci în Europa League Pandurii CFR apasă poate, ia. Am uitat de una. Că mai erau. Cel puțin una mai era. Deci de Panduri am zis. Nu aici, nu aici, nu aici, nu, nu mai sunt. Și în Champions League,
Astra nu cred că s-a calificat. Iată, Steaua pe primul loc. Bayern a făcut egal Bayern. VRL. Astra a terminat pe 4. Toate echipele românești au terminat pe 4. Numai Steaua pe primul loc. Ne mândrește Steaua. Cam tot cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Damian. Pa, pa!